She's more sad than me. Victoria e mult mai supărată decât mine, dar mergem mai departe. Astăzi mi s-a întâmplat ceva ce nu doresc să se întâmple nimănui. Așadar, astăzi suntem la mormântarea sau la nașterea noului canal Un Călător. Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt în căutare interesantului. Și ce poate fi mai interesant decât să te trezești după un an jumate de muncă că toate videourile tale de pe canalul de YouTube au dispărut. Lucrul acesta mi s-a întâmplat mie în dimineața aceasta. M-am trezit de dimineață, super relaxat și cu gândul să fac un episod despre cum arată o zi din viața mea în paralia Caterinii la Taverna Cuclis. Și când mi-am verificat canalul de YouTube, am văzut că toate clipurile mele din ultimul an jumate au dispărut. Am canalul gol. Story-uri, playlist-uri, episoade, totul a dispărut. Astăzi suntem la primul episod după un an jumate în care Un Călător și Victoria suntem supărați. Ce părere ai, bă, man, despre ce mi s-a întâmplat, bă? Bă, nu e corect, frate. Nu-i corect, da? Bă, nu-i corect. Încerc de dimineață să iau legătura cu cei de la Google sau de la YouTube să primesc un răspuns despre situația mea. Dacă tu ai auzit vreo întâmplare asemănătoare sau dacă ți s-a întâmplat ceva asemănător, vreau să-mi spui în comentarii. Acum nu știu ce să fac. Să-mi repostez clipurile pe care le-am salvat în calculator și le-am postat pe YouTube în ultimul an de zile, dar au dispărut, sau să continui ca și cum nimica nu s-a întâmplat. Dar sunt foarte supărat pentru că am impresia că canalul meu de YouTube este compromis. Cum se poate să-mi dispară toate clipurile? Am respectat toate regulile YouTube-ului, n-am primit niciun strike, n-am primit niciodată niciun avertisment, am muncit din greu un an și jumate de zile și deodată toată munca mea a dispărut. Sunt super supărat. Plâng. Sunt supărat. Și ei sunt supărați cu mine. Are you sad with me, all of you? Yeah, of course. Everybody sad? I didn't sleep last night because of that. Oamenii sunt super supărați pentru mine. E bine, bă, să nu fii singur în momentele astea. Suntem 1700, 1704, da, care ne uităm la un canal gol. Bă, e ceva. Bă, deci e ceva, uitat, frate. Mă uit vreo 20 de ori acum. Știi la canalul ăla la gol. Deci 1700 de abonați pe un canal gol. Vă mulțumesc, sunt cel mai bun. Mă gândeam să fac un episod de ăla în care să fac o dramă și să acuz YouTube-ul cum mi-au dispărut clipurile și cum mi-au furat. Pot mai mult. După ce am trimis o grămadă de mail-uri la YouTube, am ajuns la Google Support, în chat-ul online și vorbesc acum cu cineva. I-am scris toată povestea mea, cum toate clipurile mele și munca mea de un an jumate a dispărut. Și după ce mi-a spus că îi pare rău că aude chestia asta, m-a întrebat când s-a întâmplat asta, i-am spus că ieri. Și acum m-a pus pe hold și mi-a spus că face niște investigații. You call Zuckerberg and tell Vremalaga why you put me down from YouTube? Because he's jealous. Because you're jealous because I'm the beautiful. Best. Yes. Yeah, bă, grecii ăștia, bă, au idei cele mai bune. Mi-au zis, prima dată mi-au zis că poate concurența mi-a șters clipurile că sunt prea bun. Și acum mi-au zis că să-l sun pe Zuckerberg ăla, care de la Facebook, că e gelos pe mine, că sunt frumos. Ce lume, bă! Bă, ce lume, bă! Bă, ce lume, bă! Bă, de ciudă, bă, viciudă, bă! Bun, după 10 minute de așteptare, omul ăsta m-a întrebat dacă am făcut ceva schimbări în ultimele zile la canalul meu. Și i-am spus că nu, doar ce am devenit partener YouTube. Adică canalul meu doar ce s-a monetizat în urmă cu 2 săptămâni și mi s-a întâmplat chestia asta. Victoria, what do you think about what happened with my channel? I am upset. E bine ca în astfel de momente să nu fii singur. Iar eu nu sunt singur deloc. You remember, you know, I have my channel, yes, where I post my video. Yes, yes. All my videos disappeared. Why? What happened? I don't know. Okay, what do you want from me now? I want to tell me if you feel sad for me. What do you want? You support me in what happened. Yes. You think it's good to say that YouTube it's bad and deleted my videos or no? YouTube, you are the best in YouTube. But why they deleted all my videos? Deci Victoria zice că concurența, frate, concurența, this concurrence stole my videos. Yes. Thank you, because be with me. You're the best. Thank you, be with me in these difficult times. I'm every time with you. Thank you. În momente dificile îi avem pe toți lângă noi. Deci după încă vreo 20 minute de vorbit cu omul ăsta pe chat, Google Support, m-a pus să-i trimit ceva link-uri care le mai am cu playlist-urile, care sunt goale oricum. M-a întrebat dacă am salvate toate URL-urile de la video-uri. Bineînțeles că nu le am salvate și acum m-a pus iară pe hold și îmi spune că se întoarce imediat. Nașpa. Simo, what do you think about what happened with my channel? I don't know. It's sad, eh? Eh, dax. I will cry. All of them cry. I will cry, you will cry. I already cried and of course I worry for what this, but I know the best calamari in the world, with the best cheese balls in the world, with the best potato in the world, in the best restaurant in Greece. Eat and cry. După o oră de vorbit în chat cu Google Support, omul mi-a spus că ceea ce mi s-a întâmplat necesită mult mai mult timp de investigare din partea lui și mi-a spus că revine cu un e-mail. Așteptăm e-mailul. Deci sunt încă în așteptarea răspunsului de la YouTube și după cum v-am spus, nu sunt singur. Bă, deci tocmai le explic oamenilor că nu sunt singur în drama asta, bă. You call Zuckerberg? Bibușca? Mm. What is there? Calamari again. What calamari? It's different. Yes, today it's just grilled calamari. Grilled calamari? Mm-hmm. Oh, take care. Wait. I like, I recommend for everybody. Săptămâna aceasta a fost cea mai grea săptămână din viața mea. La început de săptămână m-am trezit fără niciun clip pe canalul meu, iar după lungi discuții în chat-ul de la Google Support și pe mail, am primit link-urile de confirmare în care îmi sunt recuperate marea majoritate a clipurilor. Este joi, iar eu am primit link-ul de confirmare în care 87 de clipuri din 118 pot fi recuperate. Am trecut cu bine prin această experiență, spun eu, și canalul de YouTube Un Călător merge mai departe. Ne vedem vineri cu un nou episod. You call Zuckerberg?